Domnilor și domnilor, încă o dată suntem în Comuna Ruginoasa, unde ne întâlnim cu primarul Grigoraș Miluc. Bună ziua, mă bucur că am revenit în comuna dumneavoastră, mai ales că, din câte înțeleg, aveți ce să ne prezentați. Și eu vă mulțumesc că ați revenit în comuna mea, Comuna Ruginoasa. Astăzi vreau să vă prezint unul din obiectivele finalizate ale administrației publice locale ale Comunei Ruginoasa și a mea personal. Ne aflăm în fața școlii gimnaziale Nicolae Apostol din Comuna Ruginoasa, un obiectiv pe care l-am finalizat. La momentul acesta am depus și documentele pentru autorizare, mă refer aici la autorizarea DSP și autorizarea de la ISU. Ca atare, aș vrea să vă prezint forma finală și totodată și în interiorul școlii, unde am implementat un alt proiect de îmbunătățire a infrastructurii sociale prin dotarea școlii cu mobilier, cu sisteme IT și TIC. Ultima oară când am, înainte de a intra în interior, ultima oară când am fost aici, clădirea era încă se lucra, se construia, mi-aduc aminte, era iarnă, nu? Da, parcă? Da, da, și se lucra înăuntru. V-am întrebat și atunci, dar aș vrea dacă puteți să-mi repetați, câți copii, câți elevi vor beneficia de acest edificiu? La acest moment, noi aș putea spune, suntem ca număr de elevi mic, cu un număr mic de elevi, 93 de elevi în Comuna Ruginoasa. Cam atât avem potențialul. Dar cu speranța că... Cu speranța de a fi mai mulți, da. Oricum, toate într-adevăr. Condițiile există, clădirea există, este pusă la punct, o să vedem imediat și în interior și sunt condiții să apară și elevi. Da, este posibil să mai revină cei care au plecat la școli în localitățile mari, mă refer aici la Roman sau la Piatra Neamț. Suntem în școală în momentul ăsta, în sediul școlii. Da, intrăm în sediul școlii. Să ne prezentați mai da. În detaliu ce vedeți. Aici vreau să vă prezint această ușă, care este ușă metalică ignifugă, pentru a proteja în momentul în care se întâmplă o chestiune de incendiu, de a proteja spațiile, de a nu se propaga dintr-un spațiu în altul. Aici putem să intrăm, să dăm pe holul școlii și intrăm într-o sală de clasă. În momentul ăsta se închise pentru protecție și pentru... Da, ca să nu se intre. Da? Și în acest moment suntem în o sală de clasă, de la clasele 1-4 și pe sistemul de... Vedeți și dumneavoastră, sala de clasă este dotată cu mobilier nou. Tablă inteligentă? Cu tablă interactivă, care poate fi și ea conectată. Așa. Bineînțeles, trebuie să avem și parola. Așa, tablă descris cu un multiplicator Canon color și totodată, o să vedeți și în cealaltă sală, care mai au și laptop, sistem scanner, care poate procesa multe, aș putea spune, multe imagini și totodată un sistem Wi-Fi de... Pentru acces ușor la internet. Exact, pentru acces ușor la internet. Aici... În toate clasele? Da, în toate clasele. Și aici, aici este mai completă, se vede și mobilierul pentru... Clasele 1-4 sunt de un anumit măsură și un anumit tip. Da. La fel și aici, vedeți și dumneavoastră, tabla interactivă care face ca copilul să poată interacționa și accesa cât mai repede la informații
la informații. Acces foarte, foarte rapid la internet, văd. Da, da. Am introdus și sistemul de internet. O să vedeți că la etaj, în sala de informatică, unde s-a instalat tot sistemul Wi-Fi. Aici clasă? Observați deci clasa a patra. A patra. Da. Aici este scannerul, laptop, cameră web, da? Și mobilierul, așa va arăta sala de clasă pentru gimnaziu. Tot ce lipsește sunt elevi. Elevii, da, elevii. Tot ce lipsește sunt elevi. Nu arată rău deloc. A spus că asta este dotarea standard. Da, este dotarea standard. Da. Ce pot să spun? Arată foarte, foarte bine. S-a depus mult efort și uite diferența. Da, s-a depus eforturi în a întocmi proiectul, în a-l obține, în a-l finanța și în a-l și implementa. Haideți să vă arăt atunci și celelalte săli de clasă sau sala de clasă. Suntem la etaj. Aici avem intrarea în sala de informatică, care, bineînțeles, că este dotată cu aceeași birotică. Da. Cu aceeași birotică. Cameră video, laptop, retroproiector, scanner, multiplicator și 12 unități de lucru individuale. Da. Și aici este sistemul de rețea de net. Aici. Aici. Da. Da, e într-adevăr o investiție mare la cât s-a ridicat. Investiția s-a ridicat la 7 milioane, cam 7 milioane de lei. Merită. Da. Asta contează la final, dacă există toate condițiile pentru ele să-și facă treaba, merită. Da, aici... Nu știu ce pot să vă mai arăt. Aș putea să arăt spațiu pentru sala de sport, care, bineînțeles, el are o dotare minimală cu tot ceea ce presupune desfășurarea unor ore de sport în sală. În sală. Da. Durata vremii frumoase, cu siguranță, orele de sport se vor ține în aer. Se vor ține în aer liber, într-adevăr, dar pentru perioada de sală, uitați că am făcut și dotarea ei. Încă nu sunt montate pe pereți, mă refer aici la toate spalierii. Da. În curând, nu cred că e urgența. Da, nu este o urgență pentru că la acest moment noi trebuie să eliberăm spațiul din Căminul Cultural unde se desfășoară la momentul acesta școala și să dăm un ordin de începere pentru că acolo avem o altă investiție de consolidare ușoară, o investiție care se desfășoară prin Programul Național de Redresare și Reziliență pe fonduri europene și ca atare trebuie să eliberăm spațiul acesta și să dăm curs, să desfășoare cursurile în acest spațiu al școlii gimnaziale refăcute. Fiecare grindă, noi am făcut consolidare al stâlpilor, da. Și la fundație s-a săpat 2 metri și jumătate și s-a pus armătură. Construcția nu a avut pic de armătură până la... Când a fost ea din construcție. Da, când a fost ea din construcție. Nu a avut pic de armătură.
În acest moment suntem pe hol, vedeți și dumneavoastră că sistemul de aprindere a becului este pe senzor de mișcare. Aici va fi o sală de festivități. Sală de festivități. De fapt, acest corp este... este... Să-l și aprindem. Este o extindere a clădirii. Este o extindere a clădirii. Pentru că scopul ei... principal a fost de a dota acest obiectiv cu grup sanitar pe care o să-l vizităm la subsol. Și sala asta, înțeleg că aici se vor ține festivitățile? Exact, exact, exact. Exact. Ei, da, da. Da. Serbă și așa mai departe. E mai mare decât sala de sport? Nu. E la fel? E cam la fel. Nu e mai mare. Da, este foarte luminoasă, într-adevăr. Și construcția... Câte caloriferi sunt aici? Destul cât să mențină o puncte? Da, este, într-adevăr, bine dotată. Avem făcut în sala centralelor două centrale pe lemn. Considerăm că acum, în momentul acesta, când noi desfășurăm proiectul de înființare distribuției gaze în Comuna Ruginoasa, o să reușim să o dotăm și școala cu o centrală termică pe gaz. Deci, practic, se vine la standardele de la oraș. Exact, exact. Domnule primar, unde ne aflăm aici? Aici ne aflăm pe strada Huciului, o porțiune, aș putea spune, finalizată din modernizarea drumului de interes local, proiect finanțat prin programul național Angel Salini. Este un drum de beton prevăzut cu rigole, cu accese la proprietăți și continuăm pe strada Teiului și pe strada Cărbunăriței și strada Florilor. Am văzut mai devreme venind încoace că pe unele zone nu sunt betonate șanțurile. Care ar fi explicația? Am optat pentru a rămâne aceste rigole de pământ, pentru că pe aceste zone în viitor se va desfășura celălalt proiect de înființare distribuției gaze naturale în Comuna Ruginoasa pe o distanță de 31 de kilometri, adică pe tot satul Ruginoasa și satul Bozienii de Sus, și ca atare nu avea rost acolo unde am posibilitatea de a săpa să tai betonul. N-ar fi avut rost, da, să construiești ca să distrugi. Exact, și să construiești din nou, da. Da, da, da. Și aici vă întindeți pe ce, ați spus, pe ce kilometri? Cu porțiunea de aici, cealaltă porțiune este de pe Cuci și Cărbunărița, sunt în totalitate 3,9 km. Și pe urmă ce se va întâmpla? După care vom trece la înființarea distribuției gaze naturale pe Comuna Ruginoasa. Asta înseamnă că alte lucrări de săpătură și de racord gaze naturale a proprietăților comunității noastre. Se înțeleg că oamenii din sat așteaptă gazul, adică ați vorbit cu ei? Da, cu siguranță. Parte din ei sunt reticenți, dar parte din ei sunt doritori de a primi, de a-și instala gazul în la ara gaze, la sistemul de încălzire centrală. Gazul nu mai este acum un lux, este o necesitate, e normal. Este o necesitate, iar viitorul fondurilor europene este pentru a digitaliza sistemul de distribuție gaze, de a face sisteme inteligente de distribuție gaze. Ca atare, noi să-l înființăm și după care putem spune că poate introducem și hidrogen pe sistemul de distribuție. În acest moment ne aflăm în zona instituției primăriei, unde în spatele meu se vede lucrarea începută și continuată de către firma Mihoc, care realizează proiectul de finanțare
prin programul național Angel Salini de înființare, distribuție gaze naturale și racorduri la proprietăți a cetățenilor Comunei Ruginoasa. O valoare investiției este de 7.400.000, adică 74 de miliarde. O investiție pentru care m-am zbătut în întregul acest mandat și acum, la apropierea de final, reușesc să și-l implementez. Asta e, e drumul principal al comunei, dacă da, înțeleg. Este adică județean, DG157I. Și sunt o mulțime de beneficiari pentru serviciul ăsta. Da, este zona cea mai populată și cu cele mai multe proprietăți. Ca atare am început pe acest tronson și facem și racorduri și sunt solicitări de racorduri ale cetățenilor Comunei Ruginoasa. Domnule primar, ne-am întors în interiorul instituției primăriei. Ar fi fost mai multe de văzut prin comună, din păcate timpul nu ne permite și nici nu vrem să vă reținem foarte mult. În schimb, mi-a sărit în ochi faptul că există un sistem de supraveghere video în Comuna Ruginoasa destul de bine pus la punct, dacă ne puteți spune câteva cuvinte. Da, mulțumesc pentru că ați avut răbdare cu mine pe această perioadă. Aici ne aflăm în fața monitorului pentru sistemul de supraveghere video al Comunei Ruginoasa, un proiect finalizat, recepționat, pentru care noi am primit și banii, pentru că l-am desfășurat prin Ministerul Agriculturii, programul prin POPAM, programul de pescuit, și l-am finalizat. Valoarea proiectului a fost de 301.000 lei, care presupune supravegherea video în toate punctele nevralgice ale comunei, în ceea ce privește aruncarea gunoaielor, în ceea ce privește infracționalitatea. Dar la final e vorba de siguranța cetățenilor. Da, este adevărat. În final este vorba despre siguranța cetățenilor, despre apărarea proprietăților cetățenilor de, aș putea, de zona de delicvență. Din care, din fericire, nu aveți foarte multă în comun. Da, suntem, din acest punct de vedere, oameni liniștiți, oameni la locul lor, care își duc, muncesc și își duc traiul de zi cu zi în mod cinstit. Domnule primar, vă mulțumim foarte mult pentru că ați avut răbdare să ne arătați toate realizările astea pe aici, prin comună. Sper să ne vedem și zilele care urmează, să vedem și alte investiții, alte proiecte. Da, cu siguranță o să vedeți în viitor, pentru că omul trebuie să-și facă vara sanie și iarna căruță. Ca atare, noi desfășurăm în acest moment și alte proiecte pe care la momentul ăsta sunt depuse la diferite instituții și care cu siguranță vom obține finanțare pe ele, pentru că avem un feedback în acest sens. Încă o dată vă mulțumim și mult succes în continuare. Vă mulțumesc și eu.